Hei, Claudia sunt, bine v-am regăsit, dragii mei, din nou cutiuță de peste mări și țări, de la KnitCrate. Pentru cine nu știe cine este KnitCrate, este o firmă americană care creează și vinde fire exclusive, fire de foarte bună calitate, fire naturale. Dacă dați click sub video, imediat sub video în descriere, pe link, intrați direct pe site-ul lor și vedeți ce minunății au acolo. Toate sunt de cea mai înaltă calitate, cele mai bune fire cu care am lucrat vreodată. Și dacă folosiți codul meu de reducere, CrochetYourLife20, exact cum scrie pe ecran, obțineți 20% discount la orice preț oferit de ei. Intrați pe site-ul lor, trebuie doar să știți limba engleză ca să puteți înțelege exact. Și puteți să vă comandați ce vă place. Comandați cu încredere că nu veți regreta. Haideți să vedem ce mi-au trimis de data aceasta. Suntem în luna iunie, cred că e cutiuța lunii mai, pe luna anterioară. Ia să vedem, să vedem, să vedem ce au trimis. De obicei ei au fire pentru iarnă, primăvară, toamnă, iarnă. Sunt fire care conțin lână de cele mai multe ori. Ia să vedem, wow, ce culoare frumoasă, se vede culoarea, uitați, o superbitate. N-am mai trimis revistă, e doar cartonaș, unde spune că sper ca culorile acestea frumoase să ne inspire. Uitați ce culori, roz și un albastru, galbenul pe care l-am primit eu, roșu, mov, verde. Bine că ei au denumirile în limba engleză. Aici, dacă se scanează codul QR, pattern, adică se pot descărca patternuri, scheme, pas cu pas. Te spune că se acordă discounturi și de 50% pentru membrii activi. Intrați pe site, uneori au niște oferte fabuloase cu prețuri chiar mai mici decât la aceste fire, la aceste tipuri de fire, decât pe cât le avem noi în țară. Atât, cartonașul, firele, ia să vedem ce surpriza, un marker de data aceasta. E un bucătar care ține un tort. Da, interesant. Se potrivește cu canalul Mâncare cu Savoare. Nu? Haideți să dăm deoparte cutiuța și să vedem ce fire am primit de data aceasta. Este fir pretricotat, sunt foarte moi, au un aspect catifelat și moale. Ies perfecte și lucrușoarele pentru copilași cu astfel de fire și firele pretricotate se așează super, super fain. Merge foarte bine și croșetat, nu doar tricotat. Ia să vedem ce compoziție are firul. 48% merino wool, 20% baby alpaca, 32% organic prima cotton. Deci conține și bumbac. Bumbac, baby alpaca și merino wool. Ce combinație naturală, super, super normal. De aceea și arată astfel firele lor. Indică a se tricota cu andrele 3,75-4,5 și la croșetă între 4,5 și 5,5. Pe 100 de grame avem 250 de metri, binișor, bineînțeles cu exclusivitate by KnitCrate. Nu găsiți astfel de fire decât la ei, nu le găsiți în altă parte. Sunt minunate. Este păcat să nu vă comandați. Acum KnitCrate nu mai trimite prin poșta română, că ajungea uneori, s-a întâmplat să aștept și mai bine de o lună după o cutiuță. Acum trimit prin curier. Costul e același, dacă vă comandați, toate detaliile le găsiți pe site. Da, dați click acolo și vedeți toate detaliile, cât vă costă, ajung repede și vă puteți bucura de astfel de frumuseți. Culoarea îmi place tare, tare. Culoare văratică, dacă ar fi fost doar bumbac, arăta perfect pentru un proiect de vară, dar și la toamnă, iarnă va arăta foarte bine. Cred că voi lucra ceva pentru un copilaș din firele acestea, pentru că sunt fabuloase, sunt atât de moi. Și o calitate grozavă la tipul acesta de fire este că lucrările nu se scămoșează, nu se deteriorează la spălări repetate. Nu fac ciucurei, nu nimic rămâne, lucrarea rămâne impecabilă, chiar și după mai multe spălări.
sunt deosebite, nu uitați de codul de reducere GROSHITYOURLIFE20, da? În încheiere, țin să vă mulțumesc din tot sufletul că lucrați alături de mine, că aveți răbdare să vă uitați și la aceste videoclipuri. Mulțumesc și acelora care au apăsat butonul alătură-te, sunt membrii aceia prețioși. Și pe canal mai există un buton mai nou, deci imediat sub video unde e și butonul de abonare. Acolo scrie mulțumire. Dacă apăsați butonul acesta, puteți la un moment dat, dacă vreți să mulțumiți într-un mod prețios, eu am nevoie de astfel de mulțumiri, să știți, așa cum voi aveți nevoie de tutoriale și eu am nevoie de și de astfel de mulțumiri pentru a susține acest canal, pentru a susține munca mea, de ce nu? Eu vă pup, vă îmbrățișez cu tot dragul, vă urez tot binele din lume. La revedere!